Bine v-am găsit la Timișoara. De fapt, aș putea spune că a început să-mi placă foarte mult aici la dumneavoastră. În primul rând, deoarece se construiește foarte mult în ultimul timp și chiar aș dori să rog pe Sorin, poate mă ia și în gazdă și îmi fac și eu flotan de Timișoara, că tot vin atât de des împreună cu el în vizită. În primul rând, adoptăm azi hotărârea de guvern care ne permite plata pensiilor înaintea sărbătorilor de Paști. Este un gest firesc de respect față de seniorii României. Știu că va fi foarte multă muncă în ministere, case de pensii, poștă, bănci, dar cred că toți cei implicați care au un părinte, o bunică sau un unchi își dau seama cât de mult contează acest gest, mai ales înaintea celei mai mari sărbători creștinești. Am vrut să facem această ședință de guvern la Timișoara în semn de respect pentru toți locuitorii din Timiș. Este un semnal clar pe care Guvernul României îl dă astăzi. Județul Timiș merită și are dreptul să aibă parte de investiții guvernamentale de anvergură, pe măsura contribuției pe care o are la PIB-ul României. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că în Banat Timișul a fost văduvit mult prea mult timp de proiecte majore, deși este unul din polii de creștere economică ai țării. În 30 de ani, prea puțin din banii cetățenilor din județul Timiș s-au întors aici în investiții care să le facă viața oamenilor mai bună și prea puține investiții în infrastructură, astfel încât să fie atrase și mai multe oportunități economice. Astăzi, demarăm procedurile pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara. Este un obiectiv foarte important pentru viețile a zeci de mii de pacienți din întreaga zonă, o investiție prin PNRR de peste 230 de milioane de euro. Noul institut va avea 250 de paturi și ambulatoriu integrat cu 26 de cabinete medicale. Vor fi dotări de ultimă oră pentru analize de laborator, imagistică, bloc operator, terapie intensivă și centru pentru transplant. Asta după ce deja am aprobat construirea cu tot cu aparatură a Spitalului de Mare Arș. Un alt proiect foarte așteptat pe plan local de zeci de mii de suporteri este construcția noului stadion de fotbal. Anul trecut, împreună cu doi prieteni și doi timișoreni, domnul ministru al transporturilor, domnul Grindeanu, și cu domnul Simonis, președintele Camerei Deputaților, m-am întâlnit cu liderii galeriei lui Poli Timișoara. Le-am promis că vom demara acest proiect și azi ne ținem de cuvânt. Aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru stadionul din Timișoara. Va fi o arenă modernă de 30.000 de locuri, unde vor fi investiți peste 165 de milioane de euro. Sper să mă primi și mie, și pe mine la galerie, la meci. Tot azi aprobăm deschiderea unui nou punct de frontieră cu Ungaria, la Beba Veche. Este un obiectiv din lunga listă de investiții în infrastructură aflate în derulare în județul Timiș, ca de altfel în întreaga țară. Aș mai vrea suplimentar, am și să o felicit pe doamna Deca, în perioada următoare o să dea și ordinul de ministru, astfel încât copiii care au fost premiați aseară la Gala Andrei să poată încadra ca și ceilalți copii care aduc premii din străinătate. Ceea ce privește
meritul acestor investiții din Timișoara este meritul în întregime a domnului ministru al transporturilor, Sorin Grindea. Și rog acum să ne prezinte cele mai importante proiecte care vor crește economia județului și, nu în ultimul rând, nivelul de trai al locuitorilor din Timiș. Domnul ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru. În primul rând, dați-mi voie dumneavoastră și colegilor din guvern să vă urez bine ați venit la Timișoara. Am înțeles ceea ce ați spus dumneavoastră la începutul ședinței, că doriți flotant pe Timișoara. Este adevărat că în ultima vreme ați venit destul de des la noi și deja pot să spun că sunteți de-al casei. Mai recunosc ceva, că nu mă miră faptul că a început să vă placă aici la Timișoara și că vreți să vă mutați în vest. Știm cu toții că Banatul e Fruncea și de asta spuneam că într-un final Timișoara și ceea ce înseamnă investițiile în orașul nostru și în județul nostru reprezintă un punct aparte. Infrastructură modernă, să știți că în acest moment se construiește peste tot și la Buzău, iar în toamna acestui an, așa cum și dumneavoastră ați anunțat de mai multe ori, se va circula inclusiv pe autostrada A7, cea care leagă Muntenia de Moldova, pe primii kilometri de autostradă. E o dovadă, dacă vreți, ca un județ unde cât de cât infrastructura a venit, și mă refer la autostrada A1, să poată să fie un exemplu de exportat, pentru că, știți foarte bine, din 89 la Timișoara se spune un lucru. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Eu sunt de acord cu primul ministru că bănățenii merită vești bune și azi am bucuria să ofer și eu câteva vești bune de aici, de acasă, de la Timișoara, unde are loc în premieră, în istoria post-decembrist, o ședință de guvern. Așadar, pentru că suntem în Banat, dați-mi voie să încep prin a anunța implementarea unui proiect așteptat de ani de zile. Azi dimineață, împreună cu domnul prim-ministru, sau mai devreme împreună cu domnul prim-ministru, ne-am întâlnit și cu primarii din zonă, în special cel vizat direct, primarul de Beba Veche, care e prezent în clădire, și anume punctul internațional de trecere a frontierei Beba Veche, Kubekhaza, Ungaria. Pentru înființarea acestuia vom aproba în ședința de azi hotărârea de guvern necesară. E un proiect care a fost parcurs un drum destul de lung, tot aici la Timișoara, vă aduceți aminte, în septembrie anul trecut am avut o întâlnire cu ministrul de externe ungar, cu domnul Siarto, și am hotărât pașii de urmat. Faptul că m-ați întrebat care sunt proiectele majore de infrastructură în județul nostru, îmi ridică într-un fel mingea la fileu și dați-mi voie pe scurt să vi le reamintesc. Sigur că încep cu centura Timișoarei, merge într-un ritm foarte bun, undeva în iulie anul acesta va fi inaugurată, va fi dată în trafic. Astăzi când vorbim, suntem undeva la 80% din valoarea respectivă sau din implementarea proiectului. O altă veste bună este că a fost deblocată licitația pentru centura vest la 4 benzi. Timișoarei știu foarte bine că în ultimele săptămâni aceasta a fost blocată. Termenul final de depunere de oferte este 15 mai. Paranteză fie spus, această centură vest va fi la 4 benzi. De asemenea, drumul de legătură la Sân Andrei, eu sper că în următoarele săptămâni să fie deblocate lucrurile la CNSC, astfel încât să semnăm un nou contract, să se intre în faza de execuție. Tot așa, până la sfârșitul lunii acesteia, maxim începutul în prima decadă a lunii iunie,
vom recepționa studiul de fezabilitate pentru drumul expres Timișoara-Moravița, astfel încât să putem da drumul în această vară la licitația pentru proiectare și execuție Timișoara-Moravița. Nu pot să nu amintesc de celebra autostradă pentru urși, sau o știți cu toți, o știe toată România. În acest moment a fost semnată autorizația de construcție, se încep lucrările, dar vă asigur un lucru, fiindcă am văzut că au fost anumite neliniști dinspre anumiți domni. Această lucrare va fi finalizată în timp, având finanțare PNRR, nu există niciun fel de temeri că acest tronson de la marginea la Holdea nu va fi finalizat. Deci, se intră deja, se știe foarte bine, au fost aduse utilajele pentru săparea tunelelor și așa mai departe. Acum, pot să vă spun ceva, domnule prim-ministru și dragi colegi? Da, asta cu urși în Banat, nu, în Timiș. În Timiș e mai... E o discuție care, mă rog, naște foarte multe pasiuni, aș trece peste, fiind într-o ședință de guvern. E greu, totuși, să nu amintesc că în 2017, în acea perioadă, eram prim-ministru, exista aceeași discuție cu urșii din zona respectivă, de la marginea la Holdea, care nu prea sunt. Dar, mă rog, trecem peste această etapă. Important este că acum se intră în faza de execuție, iar această rușine națională încercăm să o reparăm intrând în această fază de execuție. Să știți că eu, și scuzați-mă că sunt un pic mai detaliat pe ceea ce înseamnă proiectele Timișoare, să știți că eu sunt mândru că actuala echipă guvernamentală condusă de primul ministru înțelege necesitatea continuării investițiilor în această zonă, care a fost pe nedrept ocolită în acești 30 și ceva de ani de după Revoluție. Ați fost împreună și am fost împreună acum aproximativ o lună la inaugurarea noului terminal aeroportul Timișoara, unde vor mai urma și alte lucrări legate de centrul logistic și de un parc fotovoltaic. De asemenea, aeroportul Timișoara va fi legat și se știe foarte bine de Gara de Est, printr-o legătură feroviară, licitația aflată în desfășurare. Nu pot să nu amintesc, de asemenea, proiect PNRR, finanțare PNRR, tot pe cale ferată, Caransebeș Arad, modernizarea de la Caransebeș la Arad, fiind 4 loturi. Am făcut un total, domnule prim-ministru, al acestor investiții și nu le-am amintit pe toate, din infrastructură, să știți că sunt în valoare de 10 miliarde de lei. Deci, cam 2 miliarde de euro. Dar poate părea mult, și e mult, comparativ cu ce s-a întâmplat în istoria ultimelor 35 de ani. Dar Timișul, domnule prim-ministru, merită aceste investiții, pentru că, așa cum ați amintit și dumneavoastră, se numără printre județele care contribuie cel mai mult la PIB-ul României. Orice investiție pe care o derulăm în zona de vest a țării, la momentul finalizării, va avea o contribuție importantă la creșterea economică a României și la dezvoltarea țării noastre. Aș vrea să închei cu aprecierea și cu faptul că n-am cum să nu apreciez că Timișoara va avea un stadion nou la standarde UEFA, așa cum merită, deși nu e un proiect al Ministerului Transporturilor, domnule prim-ministru, eu ca timișorean sunt mândru că vom putea urmări meciuri de fotbal pe un stadion nou cu 30.000 de locuri.
Să știți că stadionul Dan Păltinișanu e un stadion care are în spate o istorie. Pe acest stadion, în anii 80, Poli a învins pe Celtic, în anii 90 a scos pe Atletico Madrid și acum o să vă spun ceva, noi amândoi fiind mari susținători a echipei Real Madrid. În 1992, Poli a făcut egal cu Real Madrid pe stadionul Dan Păltinișanu. Avem și aceleași culori, Poli cu Real Madrid, alb-violet. M-aș bucura ca în viitor, odată cu construcția acestui stadion, cu o nouă emulație, pentru că e necesară emulație în jurul acestui fenomen, să putem să avem încă o dată meciuri de asemenea anvergură. Dar am convingerea că odată cu construcția acestui nou stadion se va crea acea emulație pe care doar Timișoara știe să o oferă, care va duce la formarea unei echipe puternice. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Aș vrea, cum este corect, să mulțumim la toți colegii implicați în acest demers și domnului Veștea, care a înțeles că trebuie să, adevărat, nu trebuie să risipim banii, dar trebuie să investiți unde a existat și există potențial de tradiție. După ce s-au finalizat stadioanele din București, acum continuăm, mai mult ca sigur o să continuăm cu Constanța și încercăm să găsim în sport specificul fiecarei regiuni. Simona, mulțumesc mult pentru cât de repede v-ați mișcat cu pensiile până în sărbători. Repet, cred că munca după această ședință va începe. Mulțumim mult!